Care nu își pot plăti facturile la gaze și curent vor putea să le amâne timp de 6 luni. În ce condiții? Mergem și ne spune Valentina Vasile. Valentina. Bun găsit tuturor! Consumatorii vulnerabili vor putea beneficia de amânarea la plată a facturilor la energie electrică și gaze aferente lunilor cuprinse între noiembrie 2021 și martie 2022. Consumatorii vulnerabili sunt cei care au un venit mediu net lunar de cel mult 1386 de lei pe persoană în cazul unei familii și de cel mult 2053 de lei în cazul unei persoane singure. Persoanele care vor să facă să beneficieze de această amânare la plata a facturilor trebuie mai întâi să completeze un formular la primărie, un formular de 14 pagini. În acel formular vor preciza informații despre sursele de venit, dar și despre bunurile pe care le dețin în locuințe. Următorul pas este ca și furnizorul de energie electrică și gaze să fie informat că unul din clienții săi dorește să beneficieze de amânarea la plata a facturilor. Însă, normele de aplicarea legii nu au fost publicate însă încă și nu se știe cine va face acest lucru. Dacă va fi primăria cea care va informa furnizorul sau dacă consumatorul vulnerabil va face acest lucru, cel mai probabil prin completarea și transmiterea unei cereri. Cert este că după ce s-au încheiat cele 6 luni în care plata facturilor a fost amânată, clientul trebuie ca în următoarele 6 luni să achite restanțele. România trebuie să înțeleagă în primul rând că inflația noastră este, are ca sursă inflația globală, dar are și un specific național, și anume haosul care s-a produs în liberalizarea prețurilor la energie electrică și la gaze naturale. Acest haos a ajuns la să avem o creștere de 46%. Nu e nicăieri în lume asemenea creștere. Exact. Și nicăieri în Uniunea Europeană nu este situația de la noi, o situație care nu-i creată de azi de ieri, ci care vine cu mult din urmă, iar noi media veniturilor, media avuției financiare în gospodăriile populației este cu mult, cu mult sub media europeană. A fost un haos în liberalizare și din cauza asta statul a fost nevoit să intervine cu o lege scoasă de Parlament prin care a plafonat prețurile la energie electrică și la gaz. Această plafonare va dura